La revedere! La revedere! Noi des folosim cuvinte și fraze și nici nu intrăm în esență la ceea ce folosim, nici nu intrăm în esență la cuvânt și în contextul la care îl folosim. De exemplu, la revedere. La revedere înseamnă că tu ai fost într-un loc, ți-a plăcut acolo. Tu vrei să revezi locul ăla. Cum noi putem spune la revedere ieșind de la poliție? Sau ieșind de la proctolog? Unde ne revedem? În cur la mine ne revedem. În genere nu este etic să zici la revedere la oamenii orbi. Asta parcă l-ai luat pe sticcior. Și tot așa lipsiți de etică la noi în țară, îs medici, îs medici din partea statului. Tu te duci la dânsii cu o problemă și în loc să te ajute, îi începi să te iei la socoteală. Și asta încă și mai straniu arată când el se nimerește cu accent rus în română. Domărin, dar ce? Dar ce mâncăm prastii? Noi ce, vrem să rămânem fără stomac? Și umorul lor nici nu traumea, el nici nu relaxează, el traumează mai tare. Domărin, dar ce? Umblăm la curve, da? Știți la noi cum se zice la medici? Îi place la curve să duci, place injecție în ouă să ai. Domărin, dar ce nu ne protejăm? Ce, vrem să rămânem fără penis? Și peste hotare, tot se dă gratis, medicamente, servicii, tot se dă gratis. La noi, ca ție ceva să-ți facă, tu trebuie să vii cu tata tău. Tu te duci la medic și îi spui, uitați-vă, m-am dus bint, spirit, aparate medicale, pisor mi-am făcut o soră medicală, nu mă ajutați-mă. Și la noi, tot ce vine din partea statului, tot vine cu o abreviatură, descurcă-te singur, lecuiește-te singur. La noi se fost prostituate din partea statului, aveți te duci, ei acolo intră și zice, nu știi, drăcește singur. Vă închipuiți la noi să fii prostituate din partea statului. Tu tot te duci așa într-o clădire, stai mult în rând, intri după asta și acolo o babă bătrână mănâncă zamă din borcan. Și tot așa, în loc să te ajute, începi să te iei la socoteală. Domărin, dar ce? Nimeni nu dă? Nimeni nu dă, da? Cum așa, băiat mare și nimeni nu dă? Nici tinderașul nu ajută, da? Hai, dezbracați chiloții. Oh, domnul Marin, dar ce cu ouăle este amflate? Noi ce, nu lăbuim? Ce, vrem să rămânem fără penis? Mai scurt, acasă, laba de 3 ori pe zi, după mâncare. Eu tot din experiențele mele fantastice, da? Cu medici din partea statului. Am fost eu prima dată la procedura asta de endoscopie. Știți, asta e procedura asta când pe tine te violează cu o cameră în gât. Nu cameră de cei pe care se filmează nunți, nici de cele mari, da? Dar o cameră mică. Și mie, nu numai că nu mi s-a pus anestezie, eu încă vedem tot ce se întâmplă în mine pe ecran. Și sora medicară era de asta care, uite, uite, uite! Parcă chema niște pui, uite, uite, uite! Vezi dacă mănânci prostii, parcă ieși o dracu din dânsa, uite gâtița ți-i roșie dacă mănânci prostii, McDonald's-ul tău uite și face din tine. Dar medicul era foarte calm, băga șlangul în mine și zice, uitați-vă, aici e esofagul, da, aici vedem stomacul, aha. Mergem mai departe, suntem în intestinul gros, o cotitură, da. Iată, am ajuns în tractul anal. O, diploma dumneavoastră. Ați învățat la UTM, da? Ca și ficiorul meu, da. Haideți să mergem mai departe. Am ajuns în pantaloni, da. Iată, acum și ieșim din pantaloni. Iată, aici vedeți sora medicală. Puteți să o vedeți și în partea asta, da? Propun să ne ducem la fereastră, da. Haideți la fereastră. Iată aici este Alec Rousseau, da? În partea aceea este Ciocana. Haideți la Ciocana.
Uitați-vă. Uitați-vă pentru că aveți ochi. Și deși noi toți avem ochi, sunt chestii la care nouă nu ne este recomandat să ne uităm. Noi toți cunoaștem. Nu ne este recomandat să ne uităm la soare, la procesul de sudare, la sânii prietenii prietenului tău mai zdravân, sau la videouri de pe TikTok unde se arată cum să faci mâncare interesantă pe care voi niciodată în viață n-ați o faceți. Și acolo mereu există ingrediente de astea super sofisticate, da? Sare mediteraneană, quinoa de Hawaii, porc din zona La Manche. De ce nu sunt de-a noastră ingrediente naționale, localizate, da? Să fie sare de ciocană, da? Acolo cumva este sare, dar nu e pentru mâncare. Să fie vite de botanică, da? Parcă vorbesc despre fosta mea. Să fie porc de orhei. El acum este în Israel, dar el e porc de orhei. Îl luați, îl puneți în cuptor și cu așa în gură cu un merișor. Și alte chestii la care nouă nu ne este recomandat să privim, da, nu ne este recomandat să privim la animale în ochi și la oameni în transport public. Pentru că în ambele cazuri asta provoacă agresivitate. Ochelarii de soare pentru ce au fost inventați? Nu pentru soare, dar ca să poți să te uiți unde vrei, fără ca nimeni să lege de tine. Numai că fiți atenți cu ochelarii ăștia hameleon. Eu odată am uitat că nu stau la soare, mă uitam la o bucă, m-a văzut femeia și ea, se întoarce la mine Marina și îmi zice: Jo te smotrești, davai birii placate vmese sa mnoi, jos maia sanda! La fel oamenii orbi, deși poartă ochelari. Corect, ca să nu se lege, să nu se uite întâmplător la cineva în ochi, în transport public. Și acum, sincer, la ce vârstă voi ați înțeles că nu se poate de uitat în amândoi ochi deodată? Mereu trebuie să alegi un ochi care are mai multe privilegii, mai multe drepturi. Eu așa nu pot. Eu atunci când omul discută cu mine din cauza că eu îl respect, eu nu ascult ce zice el. Eu 10 secunde mă uit într-un ochi și 10 în altul. Și fix așa cu sânii. La sânii la fel nu te poți uita la amândoi deodată. Trebuie mereu să alegi unul. Eu tot am ales așa unul, mă uitam la dânsul, mai n-am prins bătaie. De la bărbatul și ala. El sunt singur vinovat. L-ați duc la sală. Și cu dvușca asta relaxată în tricou. Încă fără stien. Mă excita. Ultima călătorie a mea cu avionul a fost memorabilă. La final, la aterizare, unui copilaș mic din spate, care cu piciorușele lui mici, drăgălașe de astea, puturoasă, ne-au bătut tot drumul, tot zborul ăsta în scaun și-o ras ca un elefant debil. Tata îi spune: am aterizat, îngerașule. Îngerașule? Dacă el e îngeraș, ce nu l-a lăsat acolo sus în nori? De ce n-ai deschis fereastra și ai spus: Mihail, e timpul să devii arhanghel? Și eu n-am văzut în biserici, pe pereți, fie pictați îngerii în formă de copchii în pampersuri care râg și plâng într-una. Nu de mult m-am văzut cu un cunoscut într-o leu de ăsta de la liceu. Știți, cunoscuți de ăștia care au încercat toate mișcările în viață, toate dvijurile, da? El concret vinde luțiganilor de la Unic parfum și-au făcut videochat pentru fetele care fac escort. Ia ca așa îl cunoscut. Și eu îl văd pe dânsul cumva la distanță de 1,5 meters, el îmi zâmbește în semn de salut și eu din etică de comunicare, foarte încet, numai ca el să mă audă, îi spun: salut, cum la tine? Și am regretat foarte mult. Pentru că el pe jumătate de trolebuz a răspuns cu: da cum? Da cum e că nu mai bărjesc? Mă ocup cu pașapoartei români. Eu am crezut că mai rău decât asta nu poate fi. Dar la 3 metri distanță un om în vârstă intervine cu: băietu, auzi? Dar dacă eu am dat documentele în iunie, asta când eu trebuie să mă duc la jurământ? O femeie de pe scaun începe: slăși-te, berete-te svoi romanske și paspărte, ieșate svoi romaniu. Alta răspunde: închide-ți harea și vorbește normal în română. Limba Moldova, limba română, vine taxatoare, achitați taxa. Un copil începe: în 8 luni vă fac pașaportul. La revedere!